V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre structura discuțiilor. În mod tradițional, spun tradițional pentru că este deja ediția 5-a, discuțiile foarte scurt la început se axează pe ce au spus liderii anul trecut, în 2011, în ianuarie 2011, ce s-a întâmplat de fapt, adică o scurtă trecere în revistă, după care trecem la obiectul în sine al discuțiilor, și anume cum se estimează că va fi anul 2012 pentru piețele de asigurări generale, viață și sănătate și pensii private, și mai ales care ar fi produsele vedete. De asemenea, un alt punct care va fi atins este acela al măsurilor pe care Guvernul, Parlamentul ar putea să le ia pentru a contribui la dezvoltarea piețelor respective, nu în detrimentul publicului, ci în avantajul acestuia. Aici s-ar număra deductibilități care ar putea fi acordate, elaborarea legii sănătății și așa mai departe. V-aș mai ruga să ne spuneți și cine sunt participanții la acest eveniment, care au fost cei invitați și confirmați totodată. Participanții la eveniment sunt liderii structurilor de supraveghere ai piețelor respective, sunt liderii principalilor companii din domeniu, fie că e vorba de asigurări, fie că e vorba de brokeraj de asigurări, fie că e vorba de pensii private. Și, de asemenea, mai avem ca invitat special câte o companie din zonele de servicii făcute companiilor de asigurări, cum ar fi companiile de IT. Pentru că, fără a avea un suport informatic performant, este foarte greu să prevedem că va avea loc o dezvoltare corespunzătoare a acestor piețe.